Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Aparent e aglomerație foarte mare la spitale din cauza valului de viroze și gripe de iarna asta. Nu știu cum noi am reușit să facem înainte de sărbători. Eu am mai fost răcit un pic și de Revelion. Și eu am fost răcit de la tine, cred că am luat. Eu am purtat înainte mască. De vacanță. Da, și eu tot de la tine pe voi și luat. Tu n-ai luat nimic. Tu vacanță am fost răcit. Ai fost răcit? Da. Să știi că suntem contagioși dinainte de a prezenta simptome. Păi atunci să purtăm masca asta tot timpul. Fenta. Adică când ești răcit cobză, deja e un pic târziu pentru aia din jur. Da. Da. Vi se întâmplă și vouă ca răcelile astea să fie super nasoale? Adică... Lui George s-a întâmplat. Ai făcut urât? Da, n-am făcut chiar urât, dar oricum a fost bine că m-am prins în vacanță, dacă mă prindea... Cum să fie bine că te-a prins în vacanță? Pentru că m-am pierdut vocea și atunci nu aș fi putut să lucrez în condiții optime. Păi era o bună ocazie pentru câteva zile libere. De concediu medical. Da. Dar am auzit în jur de la cunoștințe cazuri nasoale, cu copii internați în spital, cu pneumonii, copii zdravi de adolescență, adică nu... Copii mărunței. Da, și că au fost cazuri urâte. La Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș, din București, managerul spune că s-a atins capacitatea maximă de internare. Spune că e totul ocupat în spital. Secția de copii, zice dânsul, e plină în special cu rujeolă, cu cazuri de rujeolă, dar și cu cazuri de gripă și cu cazuri de COVID și alte tipuri de afecțiuni. A ajuns cineva, prieten, cu copilul la policlinică, la spital zilele astea? Cu gripă, viroză, febră, cu rujeolă, cu ce-o fi? Deci, sunați-ne și spuneți-ne cât ați așteptat. Dacă era aglomerație. 0372069599. Ce ați găsit la camera de gardă când v-ați dus cu copilul la spital sau la policlinică? Cum era? Unde s-a întâmplat? Și cum v-ați descurcat? Dacă v-ați dus la alt spital? Dacă e copilul internat? Ce se întâmplă? 0372069599. Simina Isel Florescu, managerul de la Babeș, spune așa: devine din ce în ce mai greu să poți să izolezi pacienții în aceste condiții unii de ceilalți, pentru că evident că nu poți să așezi un bolnav cu un tip de afecțiune lângă un bolnav cu o altă boală contagioasă. Ne luptăm să acomodăm toți pacienții, să le oferim un maximum de suport medical în condițiile în care noi suntem din ce în ce mai puțin și în special personalul medical mediu, a declarat Simina Isel Florescu la Medica TV. Și mie mi se pare că după pandemie s-a resetat cumva imunitatea. Eu am observat în cazul meu următoarea situație. Eu am fumat mulți ani. Când fumam, făceam toate răcelile posibile și imposibile. Nu am făcut nicio legătură între aceste două realități. Ieșeai să fumezi, încins, în frig. Poate că da, habar n-am. După ce m-am lăsat de fumat, băi, n-am mai făcut răcele. Adică, și m-am bucurat foarte tare. Am zis, e, ce tare, uite, de și la asta... Și te gândești că ai căpătat imunitate și că țigările îți dăunau, din punctul ăsta de vedere. Cu siguranță, faptul că fumam afecta capacitatea de rezistență a organismului în fața agenților patogeni. Am fost foarte mulțumit, fericit, m-am și îngrășat, am zis, e, bucurie, uite ce frumos trăiesc. După ce am făcut COVID, acum 2 ani când naiba am făcut, că nu mai știu. Am făcut o formă care n-a fost foarte gravă, m-am simțit rău, ok, am trecut, am zis, bun, asta am făcut-o și pe asta. Bă, după ce am făcut COVID, fac toate răcelile posibile și imposibile din nou. Le iau pe toate, e ca și cum COVID-ul mi-ar fi dezactivat sistemul imunitar din acest punct de vedere. Dacă vă aduceți aminte, în pandemie, mulți medici au avertizat că ulterior perioadei de carantină și a purtării măștii și așa mai departe, se va pierde din imunitate din cauza absenței circulației naturale a virusurilor și altor... Da, au trecut 2 ani de atunci. Ei, da, dar uite, na. A avut acum... COVID în 2021. În 2020 a început, în 2020... Sau în 2020 în toamnă, uite, că nici nu mai știu. Fiecare an are altă tulpină de gripă. Acum se combină, am înțeles, virusurile gripal cu COVID, viroză, cu fel de fel. Uite, a revenit și tragedia asta cu rujeola. Și asta cu rujeola mi se pare îngrozitoare. Adică am senzația, trebuie să vorbim mai mult despre asta. Nu știu dacă cumva nu se găsește vaccin antirujeolic sau care este explicația. Adică mi se pare o lipsă de educație îngrozitoare, că după asta a fost unul dintre primele vaccinuri, vaccinul antirujeolic, unul dintre primele vaccinuri din istorie. Dacă nu chiar primul, nu vreau să greșesc. Dar după atâta și atâta timp să existe rezistență
nejustificată la vaccinarea antirujeolică și să ajungi cu copilul în spital și în unele cazuri în stare gravă sau chiar să moară. Chiar să moară, da. Sau să-i expui pe cei mici sau pe cei care nu se pot vaccina la acest virus din cauza faptului că nu mai există imunitate de turmă, cum se spune, mi se pare înspăimântător. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.